Salutări și bine ați venit la un nou videoclip cu World of Tanks. Din nou cu Sosuta. Singur. Am făcut Pluton mai devreme, dar am ieșit și am lăsat așa. Merg de tier 6 și deși am spus că astăzi va mai apărea un episod cu World of Tanks, nu mai am timp să-l pun. Niște probleme. Clanurile. STF-ul. O mapă destul de bună pentru mine. Fiind un bun sniper. De fapt, fiind un TD. KV1 admir enorm această linie de tancuri care se poate continua cu mai multe, dar eu prefer KV1S-ul. E excelent. No comment. Cu acel tank. Pur și simplu n-ai ce să-i spui. Da, face o prostie acest KV-1, intră direct în mine. Normal, stă acolo, se poate da mai. Încolo. Se pare că s-a dat. Hellcat-ul și-a găsit o poziție care îl avantajează mult. Nu văd pe după acea mică gaură în piatră, o scobitură mai mult. Cerc să-l folosesc pe KV-1 ca scut uman. Sau, de fapt, nu chiar scut uman. Stau să iasă cineva, de preferat KV-1S. El este mai periculos. Ce frumoasă linie de tancuri Hellcat, KV-1 și SU-100. T-34-85, trag, nu îl nimeresc. Trebuia să aștept să fiu sigur că ținta e mică, e cum trebuie. Și vedeți, așa se întâmplă când vă grăbiți. Na. Hellcat. Dacă n-ar fi din echipa mea. Sau dacă nu mi-ar face report. Pentru că îi jignesc. Vă dați seama? M4-ul e puțin prea departe. Acest KV-1 m-a călcat pe nervi. Exact când m-am dat eu, el n-a mai dat cu spatele. Multe tancuri acolo, era aglomerare. Hellcat și M6. Am zis că dau un Hellcat. El era puțin mai periculos și 360 lovitură care intră în Hellcat. M-am rugat să nu mă... da, prea în... prea deoparte KV-1S-ul și de aici era o mare dilemă, nu știam unde să mă duc, trebuia să stau după piatră. Orice s-ar fi întâmplat. Dacă ieșeam prea mult, ar fi tras de acolo.
Dacă înaintam aici, nu știu de unde ar fi tras, n-am apucat să văd. Cred că acel T28 ar fi tras. Și al meu a fost. Am fost înghesuit acolo, care îi aveam pe cei doi jucători ca scut. Asta era ideea. Hellcat-ul trage. M6-le spotat. Nu-mi venea să cred că AV1 se bagă fix în fața mea. Și M6-le-i al meu. Aș fi putut să fac mai mult damage în el. Doar că acest KV1, nu știu, cred că era, avea ceva cu mine, nu, n-am înțeles. Era, orice aș fi făcut, se băga în fața mea. M-a enervat la culme, nu mai știam ce să fac cu el. La un moment dat am vrut să-l omor, dar dacă am spus că AV1 era de fapt un KV1, mă rog. Aștept să iasă sus 100-le, dar între timp văd T40 spotat, n-am încercat o lovitură. Sus 122, așteptam ca și el să fie spotat, trebuia să fie tot undeva pe acolo. Nu prea cred că s-ar fi aventurat prea mult. Su-o-sutele. Ieși, băiatul, ieși. Nu-ți fac nimic. Doar trag. Mă rog, am tras. Nu știu ce. De fapt, am văzut proiectilul s-a dus în pământ. Și ar fi trebuit neapărat ca acel KV1 să fie spotat. Era un mare pericol. Între timp spotat KV1-le. Am putut să-i prind o lovitură. Aș fi putut, doar l-am ratat. Și n-am mai apucat să-i dau eu. Între timp, cred că o lovitură de la Su-100. Nu știu, chiar nu știu cine a tras. KV1-le nu stă pe post de scut. Inteligent. Mi-a spus să mă opresc. Nu știu dacă ar fi vrut să mă brueze din nou. Nu eram sigur. Dacă Su-100-le ar fi venit acolo, era o țintă clară. Și asta face. Se duce acolo. Eu n-am reușit să trag. I-a dat S35K. Baza probabil va fi capturată. Nu mai iese altceva. O lovitură trece pe lângă arele 44. Și baza cucerită. Îmi pare rău că nu voi mai putea să pun încă un video. Mulțumesc celor mă urmăriți. De fapt, stau să vă arăt și implanturile. Da, destul de frumos. Ori 2 pentru prima victorie a zilei. Și în fine, cam asta a fost pentru ziua de astăzi, un video cu Minecraft și unul cu World of Tanks. O să încerc ca marți să pur. Poate reușesc mâine. Mâine s-ar putea să filmez din nou cu World of Tanks un video. Și cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc din nou celor care mă urmăriți, subscriberilor, celor 3 și la revedere!